Fiecare an, începutul școlii scoate la iveală cazurile de răceală, scabie sau păduchi în rândul elevilor din județul Suceava. În urma unui control al Direcției de Sănătate Publică, aproape 1500 de copii au fost depistați cu una dintre aceste afecțiuni. Angine, 722 de cazuri, din care 4 cu streptococ beta-hemolitic. Alte boli infecțioase, aici intră mai multe boli, 208. Scabie, 27 de cazuri, pediculoză 243, destul de multe, micoze 269 de cazuri. Adrian Popescu a precizat că tratamentul în cazul scabiei și a păduchilor este asigurat de DSP prin medicii și asistenții școlari. În total, în județul Suceava au fost verificați 102.748 de copii din creșe, grădinițe, școli, licee și centre de plasament.